Vă salutăm la Trei Curacu și bine v-am găsit la un nou vlog pe acest canal. Băi, astăzi nu filmam mașina că trebuie să o duc la spălat. Astăzi livrăm primele comenzi din mărciul ăsta blană bombă. Așa că am decis să vă iau cu voi. Haideți să mergem la 2-3 oameni acasă să vedem cât putem, pentru că e ora aproape 2 și noi trebuie să livrăm niște comenzi. O să ne oprim să mâncăm și ceva cu voi. O să iasă Giugiu, tată. Hai pe vloguleanu. Boș, bă, suntem o mașină, am un alibi de ce mașina, mai am 60 de km de mers, să bag motorină, am un alibi, am fost la pește și ne-a prins pe topul acolo. Haideți să vedem la cine ajungem prima și prima oară, am notat aici, avem și noi, am și pus clip. Primul om la care ajungem este Tache Florin. Mă gândeam de ce nu merge, dar am uitat că nu am, ce vrei, mă? Ia avari. Băi, o căldură afară incredibilă, mă. Bă, m-a sunat cineva și mi-a dat un mail astăzi cineva și mi-a zis: bună, salut, aș avea și eu nevoie să fac surpriză cuiva și dacă poți să-mi dai o cană. Și cu mare drag, l-am sunat, mi-a dat numărul, l-am sunat și a zis că doamne, la muncă. Bun, haide să ne conectăm aici. Tache Florin, care stă la trapezul lui, are două tricouri cu conacul negru XL, o familie mare. Două tricouri conacul XL și două tricouri Jegos XL plus o cănuță, o comandă băbănoasă, tată! O, Doriane! Gata. Bun, am băgat aici, o avem. Închidem și geamul că nu e pe ăla. Ne ducem. Bam, bam, bam. Știm că trebuie să ajungem la Sălăjan, bă, băiatule. Bun. Hai să băgăm oazeul. Filmează și mie să mi se vadă și mie oazeul. Bam, nimeni nimic, o n-am cu oaze. Gata, hai că bag aici adresa. Că se vede adresa. Ia să vedem aici la băiat. O, nu începe să faci așa. Deci strada trapezului. Bun, 17 minute, 7,2 km. Prima comandă pleacă acuș, goguță. Băi, trebuie să ne oprim să luăm un... Trebuie să ne oprim să luăm un... un marker negru, pentru că vrea semnat un puștan din Bragadiru, vrea să-i semnăm tricoul. Mamă, trebuie să ajung cu mașina la spălat neapărat, că le poți demonstra ce e acolo la tine. Că s-a făcut... Nu știu, se vede. Se vede, mă, zi, mă, și băia. Un... Dacia Logan, culoare Boston. Dacia Logan, pe gaz metan. Pauză, că mă duc să iau repede ăla. Am luat Mărculescu. Mersi, 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 mersi. Uite, bă, m-a lăsat o femeie așa, bă, că mai au și eu de probleme cu voi. Da, am luat un Mărculescu de ăsta, pentru că ne-a cerut lumea să mai semnăm tricouri. Bă, e o harababură totală, bă, frate. Eu încerc să fac eu, dar... Nu știu, hai să încerc să vă dau o ordine așa, să vedeți cam cât e de muncă pentru un tricou livrat. Deci prima și prima oară eu trebuie să îndrum omul, pentru că vouă vi se pare foarte ciudat. Dom'le, îndrumi omul? Da, trebuie îndrumat omul către site. Trebuie omul să-și facă o comandă, apoi eu trebuie să sun pentru alegerea măsurii și pentru confirmarea comenzii. Mă rog, invers, confirmarea comenzii și alegerea măsurii. Tocmai de-aia am pus site offline. Apoi, după ce s-a făcut treaba asta, eu trebuie să mă bag pe Dropbox, să bag grafica tricoului pe care îl vrea omul și să-i trimit către producător. Iar după trebuie să mă bag pe XL, să-i scriu mărime, bucată, tip de tricou, că eu am făcut numai de-astea, premium, tata, adică nu, am două tipuri de tricou, unul mai ieftin, unul mai scump. Și am făcut numai de-astea, premium, Forținis. Cine mă ăsta, mă, spatele meu așa de bine, lansat el cu audio, cu BMW-ul ăla de 93 cazan. Mă rog, nu contează. Date că e... Hai, mă, că voiam să te las, mă, tata, da? Uite, vezi ce faci, uite ce faci, să bagă pe-n dreapta mea, să depășească pe-n dreapta. Bravo, mă, futu-ți cazan, uite, mă, cazan. Nu mai contează. Îl arăt? Asă-l, mă, să știe, e unul cu nume de cobră. Bun. Deci... După ce am făcut treaba asta, trebuie să dau pe XL, apoi trebuie să aștept pe băiatul ăla să-l tot îl sun, să mi le facă și să mă duc după ele. După ce m-am dus după ele,
eu n-am gândit nicio treabă să le împachetez ceva, dar o să vorbesc eu nu ți acum că eu nu mi-a zis, bă, ți le pot împacheta cele astea extra cost, bineînțeles, plătesc eu. Vezi în oglindă? Da. Extra cost, bana mea, o să optez pentru treaba asta, să mi le dăm și noi a treia conacule. Să mi le fac el frumos. Deși a zis că mi le poate și livra el, dar am zis eu că vreau eu să să livrez eu personal, mai mă văd și eu cu oameni, mai ascult și o vorbă. Da. Deci cam asta e treaba pentru un tricou trimis, ca să înțelegeți, boys. Deci trebuie să o luăm pe acolo, gata, nu știu pe unde trebuie să mă bag. Deci nu mai am nevoie de Waze pe trapezul lui. Mamă, dacă era. După aia mergem în Bragadir, o oră după din Pantelimon până în Bragadir. O oră mâncava și gura voastră. În schimb muncim, boys, cu drag că de-aia muncim, că ne place și roade, avem feedback bun, avem e și feedback prost câteodată, dar n-am ce să faci, dar uitați frumusețe asta. Nu cum să vede, s-a terminat. Asta ne motivează să muncim mai mult, faptul că voi ne apreciați. Eu vorbesc în numele mai multor acum. De fapt, ar fi mai bine să vorbesc în numele meu doar. Asta mă motivează să muncesc mai mult, faptul că voi mă apreciați pe mine, că vă fac zilele mai frumoase și că puteți să mă susțineți până chestia asta, până mărci, până o donație, până membru, până orice. Așa că many kisses, vă pupă fratele și ne vedem direct acasă la Tache. Tache venim. Băi, am ajuns la Tache, mă, frate. Tache Florin, stăm la trapezul, la biserică. Doamne, sunt la biserică aici și la așteptăm pe Tache. Primul om cu care mă văd la comandă, mă, am și emoții, mă. Emoții, comoții. Hai să vedem ce va ieși, adică așteptăm pe Tache să vină și după aia vă dăm și vorec, să luăm și pe Tache pe cadru. Hai. Băi, îl avem pe Florin Boșilor, primul nostru om pe care îl vedem pe vlog aici. Florin, ți-am adus comanda personal, dar... Băi, deci fii atent aici, am niște emoții de mă cac pe mine. Ia uite-l, tată. Mamă, îți place? Da. Mamă, sunt cu livrări în București, spune repede, urgent. Spune. Asta, mamă, ce vrei? Hai, vino aici la umbră, facem o poză. Vrei cu telefonul tău? Da. Dă-i lui Grasul ăsta al meu, îl știi pe Grasul? Îl știu, da. Îl știi pe Grasul. Ia Grasul, ne pune poză. Facem aici pozică cu Tache. Te pupă, frate. Mersi, mersi, mersi. Te pupă, frate. Hai, Grasul, să vedem. Oh, îmi tremură joalele, mâncați. Dar de ce e pielea de găină viața? Nebun, auzi, de ce oare? Hai să nu mă lovească ăștia pe aici. Dar nu mai bine stăteai tu să bagi adresa pentru Bragadir? Da. Când vrei, nu ești prost, zice. Hai să băgăm adresa pentru Bragadirul aici, tată. Hai să vedem mai așa. Era să-i uit comanda mașină, când hai să facem poză. Bă, să bag neapărat motorină. Înainte. Mă descurc. Nu o fi ăsta de ăla de camioane. De camioane, mâncate. De ce n-ai zis, bă, că e de camioane? Da, eu m-am uitat. Mă, dar abia aștept să o spăl după ce termin cu comenzile astea, ești nebun, nu mai suport să mai văd așa murdar. Mă doare sufletul, mine. Unde o duci? Unde? La altă pompă? A, la... nu știu unde duc să o spăl. Nu mă bag pe pompa 1, că sunt numărul 1 mereu. Poate te știe, mă, de-aia și că te ajută. Ha? Poate te știe, de-aia și că te ajută. Nu mă întreb cu bei benzină, motorină, pardon. Băi, să mă oprești pe mine aici, da? Da, mă, te vrei. La 100 de lei să mă oprești. La
100 de ce, mă? Băieți, ca să știți, Veronica nu suportă să stea cu rezervorul mai puțin decât jumate, nu merge bine. Am neglijat-o, bă, mai aveam 10 km. Merită, bă, după ce ne-a scos din ce ne-a scos la pește. Și am plecat spre Bragadiru, bă, vezi? M-am băgat pe contrasens, să moară tata. Vezi, mă, că nu te-ai pistolul. Băi, m-am dus la fata aia acolo și zice, fata aia zice, doresc să-mi plătești cu puncte? Zic, ce puncte? Zice, ai puncte pe ăsta? Zic, nu, eu vreau cu bani. Eu vreau să strâng bani acolo pe care, zice, vezi să nu se termine ofertă. Bă, bă, că mă filmez din gură aici. Vezi să nu se termine ofertă. Lasă-mă și pe mine să mă bag și eu că filmez. Uite bă, ăsta, B82, putut! Lasă să faci o stânga? Trebuie să mă lași tu. Și tu? Bă, că aș mâna în cul. Gata, s-a putălit. Așa, Bragadiru! Uru! O rupim! Japonia! Mamă, să vezi să facem stânga aici, bă, cel mai urât este am. Mamă, și-o luăm pe pod acolo, să vezi un cava și gura voastră ce tragem până scăpăm de București. Știu, pe șoseaua... Deci mi-e plichetă, că ți-și tot acum. Să stau plichetă? Da, că nu știu nea mea. Doamne, n-ai voie să faci stânga împrejur. Bă, băieți, vă place clipul până acum? Hai, apăsați butonul de like. Dacă n-ați făcut, apăsați butonul de like până acum și... Have a range! Am rămas mare Range Rover și e frică să se bage. Ce faci? De ce te-ai băgat? Mame, gata, aha. Bine, ai semnalizat, mă. Semnalizat târziu. E rup cutia, mă, cava și mașină. Ia auto. Ce faci, bre, pas la cimitir? Nene, pe cine cauți? Mă, la cimitir. Cine vrea să-i răspundă, mă, cățești? Dormi, bre, toți! Băieți, am ajuns în Bragadiru, băi, frumos și orașul ăsta. Dacă am și oameni care stau în Bragadiru pe aici, să-mi scrie și mie acolo în rubrica de comentarii, că vreau să văd și eu dacă sunt oameni care mă urmăresc din Bragadiru, pe lângă cei doi la care știu că mă duc. M-au lăsat un pic emoțiile și m-au apucă iar acum. Mergem, cred că mă văd cu Adrian ZX, nu știu sigur. Cred că Adrian e, că am vorbit cu prea multă lume și mi-a zis el, cred că la telefon. Băi, eu sunt ăla, dar, na, fratele Conacu aici cu voi. Sper că vă distrați pe vlog, sper că vă place, apăsați butonul de like, forțini! Subscribe dacă nu ești abonat și follow și pe Instagram la Gigosul Suprem. Oricum, nu o să mai bag foarte multe pe clip acolo, că mi-a zis câțiva, bă, ai pus prea multe, mă. Ieri, astăzi, mâine, cei mai buni, noi suntem. Ne vedem când coborăm din mașină la Adrian. Bun, am ajuns la adresă. Zic că bani, gata, bă, am intrat. Trebuia să facă și mie comandă de 10 milioane. Iau un comandă și mi-a cerut XXL mâncați. Ce? XXL mi-a cerut mâncați și gurat. Tu ești om de XXL, bă? Să mă dau în cana să nu se vadă în laptop. Mamă, zici că ești om de la de afaceri, care ai plecat cu treabă prin țară, scoate laptopul să vadă ce mai are de făcut. Ia uitați-vă, mă, ăsta e om de XXL, mă, mânca v-aș vrea, uitați-vă la el un pic. Doamne, bă, tu ești om de XXL, mă? L-am luat pe vlog, pe... Salut! Și tu ești Adrian, mă? Mamă, m-am pupat, mâncați ești. Ăsta e Adrian ZX, tu ești, mă? Da, mă. Olu! Ia. Hai. Dar e mare și ăsta la tine, XL, pe XXL un notai, mă, în el. Ha? Hai, bă, că e bine. Îți place ăsta sau îți dau altul? Mie îmi place ăsta. Dă-l ăsta, frumosul ăsta. Asta e mai frumos, ăsta. Asta e. Bă, am acum două comenzi la... Pe unde? Una, de fapt, hai. Rămas pe acolo cu mașina, ia. Bine, m-a scos până la urmă. Au, te arătă și maică-mea de pe balcon. Unde? Uite, bă. Ce face gosul? Ce gosul aud aici? Salona! Auzi-te, ești egoasă, bă! Nu, bă, termină-te, mă, bă, hai capatele. Da-și, Vero. Mamă, put!
filmează, filmează pe asta. Ba, nici gosule! Da, mă, băieți, mergem acum pe EDR-i pentru ultima comandă pe ziua de astăzi. Pentru că ăsta a fost București și mai aveam încă 3 comenzi, 2 sunt anulate, una nu răspunde. Nu știu ce se întâmplă încă. Dar mâncarea a ieșit un vlog super șmecher și v-am luat și pe voi cu noi în tripul ăsta frumos. Și cred că apreciați, vă place, nu? Zic eu. Ne vedem pe EDR-i. Da, uite aici, stă la 26. Mamă, ce emoție am să văd, mămica. Mă, că nu pățești nimic. Am emoții, mă, dă-i seama, e normal să ai emoții. V-am adus, băieți, m-am pus pe vlog acum, n-am ce să fac. Te cheamă pe live? Fabian. Fabian, când e când Fabi pe live, bă, băieți, și tatălui, ce am venit să-i aducem comanda. Dar stai așa să vedem cum fac. Băi, uite, ok. Scrie ce-o fi? Păi nu știu, zi-mi ce vrei să scriu. Nu știu. Îți dau semnătura mea. Și poți să scrii pe spate, mă, pentru el, gen, știi? Uite, scriu așa mare să se vadă, da? Da. Cu Y sau normal? Ni s-a oprit cardul, nu știu dacă am filmat exact bine. Fabi a primit tricou, l-a primit și pe al doilea. I-am dat și o cănuță cadou și mulțumesc încă o dată că a făcut comanda asta frumoasă și să facem și o poză. Bă, bă, tata, arată și a mașina acum. Cum era, moșule? A? A fost în aia. Am fost la pește și am rămas acolo cu ea, moșule. A fost știu, la șofer aici. Trebuie să-i schimb și o grilă asta, bă. Blăniță. Gata, fată, te-a spălat, tată. E o mint cu o spăl de 2 săptămâni. Am terminat și noi ziua. Am lăsat mașina la spălat aici la Mac. Ne-am luat ceva de mâncare și o zi epuizantă. Mai uitam un pic pe comenzi, că mai am câteva de trimis, trebuie să ajungem pe la poștă neapărat. Dar în tripul ăsta, cam ăsta a fost tripul nostru și ne bucurăm că ați fost alături de noi. Și poate vă mai luăm și a doua oară, acum să vedem. Noi ne pregătim să băgăm un pic la maț bine. Grasul mănâncă deja la jumatea mâncării. El care zicea că acum 3 săptămâni s-a apucat de feasting. Să mă fomentează. Nu mai contează. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, boys. Că m-ați urmărit pe mine. Nu uitați, like, subscribe dacă nu ești abonat. Follow pe Instagram, la Jegosul Suprem. Vă pupă până acum.